Modernizarea bulevardului Stan Vidrighin, investiție majoră a primăriei Timișoara, a intrat în ultima etapă și avansează în ritm susținut. Cu termen de execuție 30 septembrie 2024, constructorul este în avans și mai are de executat rețeaua de telecomunicații, iluminatul public, sistemul de irigații, trotuarele, accesele auto și pistele de biciclete, suprastructura drumului, inclusiv drumurile laterale și plantarea a 992 de arbori. Totodată sunt programate lucrări legate de automatizarea și energoalimentarea liniilor de tramvai iar la final va fi turnat ultimul strat de la un capăt la altul al bulevardului și va fi realizată semnalizarea rutieră. Am avut un șantier complex, am schimbat toate conductele subterane și am modernizat linia de tramvai și întreaga infrastructură auto, velo și pietonală. Urmează turnarea ultimului strat de asfalt și aducerea trecerilor la nivel pentru pieton și bicicliști. A fost un șantier lung, dar absolut necesar. Mulțumesc pentru răbdare și înțelegere celor care locuiesc sau tranzitează zona, spune primarul Timișoarei Dominic Friț. La finalul investiției pe toată linia 4 de pe cetății până pe Vidrighin și retur, timișorenii vor putea călători cu noile tramvaie Bozancaia pentru a ajunge la serviciu la școală, universitate sau în alte cartiere din oraș. Spațiul verde va avea aproape 3000 de metri pătrați cu 992 de arbori plantați în aliniament stradal, iar de-a lungul benzilor de circulație modernizate vor fi piste de biciclete și trotuare generoase. Modernizarea bulevardului Stan Vidrighin a inclus lucrări majore de schimbare a rețelelor subterane de electricitate, semaforizare, gaze, telecomunicații. Investiția a fost corectă relată cu un proiect de înlocuire a rețelei magistrale de apă canal implementat de Aqua Team.